Ministerul Sănătății Alexandru Rafila declarații după ședința de urgență. Am avut astăzi la sediul Ministerului Sănătății două ședințe tehnice. Prima a fost cu reprezentanții Colegiului Farmaciștilor, cea de-a doua cu reprezentanții companiei care reprezintă principalul producător al unui antiviral folosit în cazul gripei, oseltamivir. Mă refer la denumirea comună internațională, mai bine cunoscut ca și Tamiflu, ca și denumire comercială. Sigur că ne preocupă în primul rând să existe disponibil pe piață, în farmacii, dar ne preocupă în măsură egală să existe și la spitale produsele care tratează gripa și, bineînțeles, să existe disponibilitate pentru produsele similare care sunt antiinflamatorii sau antifebrile. Din acest punct de vedere, am stabilit cu reprezentanții Colegiului Farmaciștilor să lucrăm împreună încât în farmacii să poată fi eliberate aceste medicamente similare și nu neapărat o anumită marcă comercială. Interesul este ca oamenii să aibă acces atât la preparate de uz pediatric, cât și pentru adulți care conțin ibuprofen și care conțin paracetamol. Pe de altă parte, ne-am întâlnit, vă spuneam, cu reprezentanții companiei care produc oseltamivir. Dânșii au eliberat în aceste zile foarte mare cantitate către principalii distribuitori ca să ajungă în farmacii și ne preocupă, cum vă spuneam la începutul declarației, asigurarea, am găsit și calea pentru a asigura aprovizionarea spitalelor care tratează pacienții cu gripă. Oricum, concluzia a fost unanimă. În această perioadă trebuie să furnizăm medicamente, dar ele trebuie eliberate pe bază de prescripție, dacă ne referim la antivirale și la antibiotice, exclusiv pe bază de prescripție. La ambele întâlniri a fost prezent și președintele Agenției Naționale a Medicamentului și dispozitivelor medicale. Reiterăm acest lucru farmaciilor să nu elibereze decât pe bază de prescripție. Scopul este să tratezi, nu este scopul să stochezi astfel de medicamente și utilizarea lor în afara prescripției poate să fie periculoasă sau chiar contraindicată, mai ales dacă ne referim la antibiotice, în cazul infecțiilor virale. Antibioticele nu sunt utilizate ca să scadă febra sau ca să trateze infecții virale. Nu se dau decât în cazul infecțiilor bacteriene, dacă acest lucru este constatat de către medic. Mai mult, este importantă soluția pe care am găsit-o, sigur, o soluție tehnică, nu stau acum să o detaliez, nici nu este cazul, dar soluția tehnică încât spitalele să poată să beneficieze de antivirale și, din ceea ce știu, pentru că 5 sau 6 mari distribuitori au preluat importante cantități de oseltamivir, tocmai ca să le distribuie în farmacii în această perioadă. Comparativ cu luna decembrie, cantitățile de oseltamivir au crescut de 10 ori, cantitățile care sunt distribuite în farmacii, deci o cantitate foarte mare. Nu cred că vom avea vreo problemă în următoarea perioadă. Ele vor fi la dispoziția celor care au nevoie. Nu trebuie, așa cum spuneam puțin mai devreme, să facem niciun fel de abuz dacă discutăm de medicamente care se administrează în infecții cu etiologie specifică, gripa, respectiv infecții bacteriene, dacă face referire la antibiotice. Există medicamente antivirale, cantitățile sau stocurile unui spital sunt responsabilitatea managementului acelor spitale care trebuie să achiziționeze aceste medicamente. Ministerul Sănătății nu poate să achiziționeze medicamente în locul spitalelor. Noi putem însă să ne asigurăm, și exact lucrul ăsta l-am făcut, să ne asigurăm că distribuitorii pot furniza spitalelor aceste medicamente și o să dăm instrucțiuni în acest sens prin intermediul Direcțiilor de Sănătate Publică. Și referitor la recomandarea pe care a făcut-o dumneavoastră să nu fie eliberate medicamente antivirale fără rețetă? Este prevederea legală, nu este recomandarea mea, este o prevedere legală care trebuie respectată strict.
antiviralele, la fel ca și antibioticele, se dau exclusiv cu prescripție. Așa este legea și important este să o respectăm cu toții. Fie că discutăm de personalul angajat în farmacii, fie de către populație care nu trebuie să insiste să primească aceste medicamente decât la recomandarea medicului pe bază de prescripție medicală. La nivel național mai există disponibile la medicii de familie circa 65.000 de doze de vaccin gripal. Deci se mai pot vaccina încă și la medicii de familie, cei care nu au făcut-o încă, sau pur și simplu vaccinul poate fi procurat de oricine dorește să se vaccineze. Cu cât ne vaccinăm mai mulți, cu atât este mai bine, pentru că dincolo de protecția individuală și transmiterea virusului scade dacă suntem cât mai mulți vaccinați împotriva gripei. Și eu vă spun din propria experiență. În general, se corelează cu evoluția sezonului epidemic și părerea noastră este că se mai poate administra până la sfârșitul acestei luni. În perioada 15 ianuarie, 1 februarie, când ar putea fi vârful gripei, ar putea fi declarată epidemie? Noi am, deci, practic, măsurile pe care le-am luat acum, prin acea instrucțiune pe care am semnat-o ieri, sunt similare cu cele care erau luate totdeauna când era declarată epidemie, înainte de anul 2020. Sunt absolut similare. Nu e niciun fel de diferență. Doar că în anul 2020 a fost elaborată o lege, legea 136, care impune, atunci când declară epidemie, anumite măsuri care pot să perturbe foarte serios activitatea socială și economică și nu este cazul ca acest lucru să se întâmple. Ministrul Sănătății Alexandru Rafila, anunțurile momentului după ședința cu producătorii de medicamente și farmaciști, vor fi antivirale în farmacii, se dau pe prescripție medicală și încă există timp pentru vaccinarea antigripală, spune ministrul, până la sfârșitul anului, dar nu declarăm epidemie de gripă.